Bună seara! Bine v-am găsit la o nouă emisiune Brașovul tău, o emisiune cu și despre brașoveni. Sunt Cristi Florea, iar în această seară invitatul meu o să fie domnul Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov. Bună seara, domnule președinte! Bună seara și mulțumesc de invitație! Știu că s-a discutat foarte mult despre aeroport, dar vreau ca și în această seară să continuăm și să ne explicați mai în detaliat exact care sunt pașii, ce s-a făcut până acum, ce faceți în viitor. Da, în primul și în primul rând mă bucură foarte mult faptul că după o perioadă relativ lungă de timp în care s-au creat tot felul de suspiciuni, tot felul de speculații, reușim să trecem prin Parlament această lege, o lege la care m-am implicat personal, am fost de nenumărate ori la București. Cred că unul dintre lucrurile care a contat foarte mult a fost faptul că am găsit deschidere din partea Guvernului României de a dau un aviz favorabil. Am încercat ca prin oamenii care îi avem să mergem și să explicăm exact situația cu care ne confruntăm. Iar dacă într-o primă etapă nu aveam un răspuns favorabil, să spun așa, de această dată a contat foarte mult punctul de vedere al guvernului. Domnule președinte, vă întrerup un pic, să înțeleg că parlamentarii nu au putut să facă nimic în sensul ăsta, că de fapt e jobul lor. Puteau să facă, au făcut parlamentarii și le mulțumesc pe această cale tuturor parlamentarilor, nu numai de Brașov, ci parlamentarilor României, fiindcă după cum ați văzut, această lege a fost votată în unanimitate, dar cred că munca cu adevărat a fost făcută la nivelul comisiilor și la nivelul pregătirii acestei legi, fiindcă în momentul în care s-a ajuns în Parlament, chiar am fost prezent, a fost la punctul 31, au fost mult mai multe legi care s-au votat și în Parlament se cam votează după ce ești în cunoștință de cauză, cam votează pe bandă rulantă. Deci exact. nu mai există o dezbatere prealabilă, dar noi am avut această șansă și vreau să-i mulțumesc în special lui Gabi Andronache, care a fost persoana care s-a implicat direct, având foarte multă informație pe partea de proceduri și fiind în comisia juridică de două mandate, a fost cel care a venit cu anumite lămuriri, atât față de colegii lui din comisia juridică, cât și față de colegii din comisia de agricultură, lucru care ne-a ajutat foarte mult, fiindcă au fost o serie de amendamente. Am făcut în așa fel încât termenul să nu mai existe, deci nu mai există acel termen de 15 ani, ci din contră este un termen nelimitat în care această suprafață de teren va fi la dispoziția Consiliului Județean pentru realizarea acestui obiectiv extrem de important. Mai mult decât atâta, trebuie știut faptul că a trebuit amendată legea Chiriac, fiindcă erau două legi care se suprapuneau și creau probleme și atunci nu își mai are rostul și mă bucură că astăzi această lege este la promulgare. S-a încheiat un capitol. Iar noi suntem cei care astăzi, și cred că sunt foarte mulți brașoveni, am văzut foarte multe comentarii, poate a fost subiectul cel mai dezbătut și pe Facebook, am văzut foarte mulți oameni care... Toți brașovenii își doresc aeroport. Au vizualizat acest lucru, foarte multe share-uri, foarte multe comentarii. Sunt oameni care, neștiind tenacitatea și ambiția mea, pun încă la îndoială faptul că acest obiectiv, și mulți mă întreabă în cât timp se va realiza. Este un lucru pe care eu nu am cum să-l prognozez de pe acum, dar după cum v-am spus și în conferința de presă de ieri, îmi propun să avem ședințe lunare. Am deja informația că săptămâna viitoare va fi prezent la Brașov, vor fi prezenți cei de la Iptana, cei care se ocupă de partea de proiectare și ulterior o să vă prezentăm toate demersurile pe care noi le facem. Eu voi încerca și este de datoria mea de a găsi o soluție în care în parteneriat cu Primăria Brașov, cu județul Covazna, care și-a arătat disponibilitatea pentru a realiza acest aeroport, să găsim o formă asociativă. Eu de asta am și... Dar v-ați gândit totuși la să fie 4-5 ani? Auziți... 4 ani, de exemplu, că
Obligația mea este, dacă reușesc, este de a finaliza acest obiectiv în mandatul meu, fiindcă este o obligație pe care mi-am asumat-o în campanie electorală. Sunt o persoană publică care s-a ținut de cuvânt până acum în toate obiectivele care și le-a propus. E drept că am făcut administrație la un alt nivel, dar am făcut proiecte foarte mari, proiecte de anvergură. Dacă stăm să ne raportăm la ceea ce s-a întâmplat în centrul istoric, nu cred că vedem o lucrare de genul acesta în foarte multe locuri din România. De asemenea, dacă stăm să ne uităm la Complexul Olimpic de sporturi de iarnă, dacă ne raportăm la liftul pe plan înclinat cu cremalieră, unde a trebuit să spargem o stâncă ca să facem. Vreau să vă întreb și despre dar proiectele astea. Mă refer la faptul că toate aceste proiecte sau toate aceste promisiuni care eu le-am făcut în decursul timpului, chiar dacă le-am făcut la nivel, le-am dus la îndeplinire. Vreau să-i asigur pe brașoveni că voi face tot ceea ce stă în putere ca acest aeroport să prindă conturi cât se poate de repede. Eu nu vreau să par doar o persoană care promite, ci o persoană care face, dar lucrul acesta este grevat de foarte mulți factori. Unul dintre ei contează foarte mult peste ce constructor vom da, fiindcă vom avea în momentul care va veni proiectantul săptămâna viitoare. Puteți să ne explicați cât s-a realizat până acum, până în prezent? Până în ce prezent, sume s-au băgat în proiect? Noi avem peste 24 de milioane de euro care au fost investite în acest proiect. Toate aceste sume constau în realizarea studiului de fezabilitate cu Iptana. Este realizat în procent de? În procent de 100%. Nu, ce s-a realizat până acum, vreau să zic. Da, deci toate aceste... La cât la sută, să spunem? Deci o treime din valoarea proiectului este realizată, deci este pusă în operă. Perioada domnului Căncescu. Da, în perioada domnului Căncescu. Ceea ce urmează, două treimi, care înseamnă, deci, într-o primă etapă, și eu am pregătit, de asta este, cred că pentru prima dată, după mulți ani, poate la început, în debutul meu cu 12 ani, mai veneam cu hârtie la emisiuni, dar vorbind de cifre și vorbind de niște termeni foarte tehnici, bine, exact. Mi-am permis să vin cu aceste hârtii, fiindcă ieri chiar am avut o discuție cu echipa care a manageria până acum toată această investiție de la Consiliul Județean și am înțeles că pentru a pregăti lucrările anului viitor sau al unui an jumate, avem nevoie de aproximativ 20 de milioane de euro. Eu am toată convingerea că o parte din acești bani îi vom asigura din fondurile proprii ale județului Brașov. O parte putem... Care este gradul de îndatorare al județului? Deci este un grad destul de mare de îndatorare, dar noi avem astăzi, este spre maxim, practic nu mai putem lua credite, noi astăzi avem un credit care este operațional, un credit în valoare de 5 milioane de euro, care, datorită faptului că nu am putut să facem aceste investiții, de la an la an s-a reportat, dar este un credit pe care noi îl vom folosi pentru aeroport, un credit de 5 milioane de euro. Este foarte adevărat că o parte din bani sunt prevăzuți pentru Spitalul Județean, dar eu sper ca Spitalul Județean, exact cum v-am spus și în conferința de presă, să găsim o altă modalitate de a-l finanța. Am făcut foarte multe drumuri și la București pentru acest lucru și îmi doresc ca să îl predăm Companiei Naționale de Investiții. Există în prezent toată documentația în analiză la dumnealor. Vom fi invitați pentru a ne prezenta din punct de vedere tehnico-economic, a le prezenta proiectul și toate procedurile care le-am făcut. Urmând ca ulterior, dacă ne ajută Dumnezeu, să semnăm contract, asta înseamnă la începutul lunii noiembrie, ca ulterior acest proiect să intre în atenția dumnealor și să-l poată realiza. În felul acesta avem șansa că, pe lângă faptul că economisim acești bani care avem din credit și putem folosi cu destinația aeroport, putem să avem posibilitatea ca din banii care avem prevăzuți din vânzarea spitalului de infecțioase, nu, spitalului de lângă Andrei Șaguna. A fost un spital de boli infecțioase, da, da, din câte știu eu, și acolo banii respectivi îi putem folosi pentru a cumpăra aparatură, pentru a cumpăra lucruri care sunt necesare, da, spitalului pentru dotare. Paturi, absolut tot ceea ce înseamnă pentru a avea un spital modern. Dar să revenim la aeroport. La aeroport, tocmai, da. Pe lângă banii care noi putem asigura din buget anul viitor, ne propunem ca o parte din aceste sume să găsim această formă de parteneriat cu Primăria Brașov și cu județul Covasna. S-a mai arătat cineva interesat de aeroport în afară de Primăria Brașov și Primăria Covasna?
și primăria și județul Constanța. Și județul, da, județul. Momentan nu am avut personal discuții cu altcineva referitor la aceste, mă refer la administrațiile publice, dar cred că cu toții, dacă ar fi să... Cu cei de la primăria Ghimbav ați... N-am avut o discuție, dar cred că, fiind o investiție în care noi trebuie să găsim cadrul legal, în care să găsim toată această formă asociativă, este important să găsim cadrul, că ulterior vom adresa întrebări tuturor celorlalți. Dar ceea ce trebuie știut este următorul lucru. Noi cu acești bani de aici, aproape 20 de milioane de euro, vom putea devia acest râu Besâlcin care ar putea fi un pericol de inundație și îl putem reglementa din punct de vedere al apelor pluviale. Să nu mai apară bursuci, da, tot felul de asemenea, animale. Da, mai... De asemenea, vom putea face calea de rulare Alfa și Apronu, care înseamnă acea parcare pentru avioane. De asemenea, pe lângă pistă vom putea realiza o canalizare, suprafață de fundație și cămine, marcaje, inscripționări, instalații, balizaje, guri de scurgere, instalații de iluminat. Deci toate aceste lucruri se pot realiza până la nivelul la care, de asemenea, putem... Scăpăm și de problema castorilor, să înțeleg. Vom scăpa și de problema castorilor și sper ca toată lumea să înțeleagă că până la urmă este un proiect de interes național. Nu cred că în urma unor studii sau vom vedea ceea ce se întâmplă, vom deranja foarte tare habitatul lor, ci din contră vom găsi posibilitatea să poate să le creăm condiții mai bune castorilor. De asemenea, mai este un lucru care trebuie realizat tot în această perioadă, echipamentele din turnul de control, care se ridică undeva la 3,6 milioane de euro, care și de asemenea sistemul de navigație. Având toate aceste lucruri realizate, ulterior, cred că putem să lansăm o procedură de licitație internațională și o spun asta fiindcă am citit materialele care le-au fost făcute de colegii noastre din presă și unii dintre ei n-au înțeles foarte bine lucrul acesta. Deci noi, după ce o aducem la o anumită investiție, deci la aproximativ două treimi, da, partea de terminal, care este extrem de importantă, să o putem scoate la licitație. Noi deja avem un proiect care are o anumită dimensiune, dar în momentul în care va veni un operator care va opera pentru următorii 10, 15, 25 de ani, în funcție de cum se consideră, poate face un plan pentru... el își poate face o analiză internă exact la modul și la necesitatea la care trebuie să fie acest terminal. Fiindcă dacă îl faci foarte mare, poți să te plângi că sunt foarte multe costuri de întreținere. Dacă îl faci normal, foarte mic, poți să zici că este ineficient și atunci, în funcție de experiența și de dorința care o are acest investitor, poate să materializeze acest terminal și trebuie înțeles de ce vrem să externalizăm. Nu că n-am vrea noi să ducem toată acest proiect până la capăt, ci datorită faptului că Consiliul Județean astăzi și cu primăria nu cred că sunt în măsură să aibă atât de multă informație și să fie atât de pregătiți încât să gestioneze și partea de operare, să știe exact care sunt rutele cele mai rentabile, ce în trebuie țară, făcut. Cum se întâmplă, domnule președinte? Cum la aeroportul din Cluj, din Iași, din Sibiu? Marea majoritate a acestor aeroporturi sunt făcute încă din perioada comunistă și cine le administrează? Vrând au ajuns în operarea Consiliului Județean, dar asta datorită... Există o societate comercială, dar în faza incipientă, orice ban care îl dai și acest aeroport nu va funcționa pe profit de prima dată. Clar. Fiindcă așa se întâmplă peste tot în lumea. Din ceea ce am înțeles și stând de vorbă cu oamenii, aceste lucruri se întâmplă, nu va fi pe profit, ci va trebui subvenționat. Eu m-am adresat Consiliului Concurenței și s-a considerat că orice ajutor care îl dă un Consiliu Județean, fiindcă nu vreau să creadă cineva că noi astăzi vrem să scăpăm de acest obiectiv. Nu avem capacitatea astăzi de a crea un pe parte de operare, un sistem care să fie foarte eficient. Cred că tot mediul privat și până la urmă sunt foarte multe companii internaționale care știu exact ce legături își doresc,
ce destinații ar trebui să existe din aeroportul de la Ghimbav la nivel internațional și din punct de vedere economic să gestioneze tot acest lucru, fiindcă noi până la urmă suntem interesați ca acest aeroport să devină funcțional, să devină operațional și să putem să beneficiem de el. Cred sunt că asta investitori este, că asta interesați este. Păi, de aeroportul Brașov? Am avut în decursul acestor luni de zile mai multe discuții cu mai mulți oameni interesați sau mai multe firme din diverse țări interesate, unele chiar ne-au lăsat scrisori de intenție, dar în conformitate cu legea, noi suntem obligați să facem toate aceste proceduri la nivel internațional și cred că orice persoană care astăzi, fiindcă nu cred că vine cineva și acum când am stat de vorbă cu ambasadorul Sloveniei și dumnealui mi-a spus că este foarte important aeroportul. Deci nu cred că va veni cineva în județul Brașov fără să spună că este o necesitate pentru această este zonă aeroportul. Este o necesitate aeroportul. Și pentru că nu avem o autostradă, în primul rând. Și pentru că nu avem o autostradă, dar cred că în această etapă, după ce vom parcurge toate aceste etape, fiindcă nu vreau să dau impresia că vom aștepta o Fata Morgana să vină să investească la Brașov, noi ne vom face tot acest parcurs. Au fost nume mari interesate de... Au fost nume mari interesate și sunt nume mari. Nu o să dau nume, fiindcă sunteți o televiziune comercială și ar trebui să plătească acele societăți, până la urmă ar trebui să vă plătească dumneavoastră publicitate, nu? Și atunci nu e normal ca să mă apuc astăzi să folosesc. N-am făcut-o nici cu alte emisiuni, n-am spus diversi investitori. Partea bună că sunt companii mari interesate. Sunt companii mari interesate și este foarte bine că există interes, fiindcă în felul acesta există o speranță că acest proiect va putea să fie realizat. Ce mă gândesc și modul în care, fiindcă eu gândesc pe termen lung și îmi propun ca toate aceste lucruri să poată să fie realizate în așa fel încât să nu vorbim în fiecare campanie electorală de anumite obiective. Un alt obiectiv pe care și-l propune bine, Brașovul... Bine, s-a și nimerit să fie în campanie electorală. S-a și nimerit, dar dacă tot am început treaba, trebuie să spunem și cu ce ne ocupăm timpul, fiindcă cetățenii sunt interesați și sunt dorniți să afle ce face Consiliul Județean în această perioadă și de asta suntem nevoiți, mai ales că este un subiect foarte și există foarte multă curiozitate pentru aeroport. La finalizare, pentru că s-a încercat de mult timp. Un alt proiect despre care trebuie să vorbim și care cred că este tot o promisiune foarte mare și poate foarte, foarte mulți ne văd foarte generoși în promisiuni, este realizarea unui nou spital de urgență. Realizarea unui nou spital de urgență este iar un subiect de care se vorbește de foarte multă vreme, numai că... Da, numai un pic, domnule președinte, să vă mai întreb un pic despre aeroport. Da. Cam câți pasageri ar putea fi pe an? Deci, din estimările care noi le-am văzut, am înțeles că 570.000 de pasageri din acel studiu care noi l-avem la dispoziție astăzi, cam 570.000 de pasageri ar putea să trebuie să ținem cont că județul Brașov pe partea turistică se află clasat pe locul 2 pe țară, ca și număr de turiști. Deci vorbim de un oraș destul de important. Cu siguranță că mulți turiști ar veni direct cu avionul aici și nu ar mai sta să pierdă timpul prin București sau Sibiu. Păi, unul dintre punctele forte ale județului nostru este acest lucru, că turismul este foarte dezvoltat. Mai mult decât atât, un alt punct forte este faptul că avem foarte mulți investitori străini care s-au stabilit în județul Brașov. Avem o cifră de afaceri, dacă stăm să ne raportăm la PIB-ul Brașovului, care provine din industrie, este de aproape 50%, lucru care nu face altceva decât să dovedească încă o dată că există un interes pentru a se realiza și acest din statistici, obiectiv. Că tot vorbeam de București, dacă ne pun bețe în roate cei de acolo, 25% din traficul de pe aeroportul Otopeni s-ar muta la Brașov. Eu cred că toată lumea are loc sub soare. Am de fiecare dată chiar mă întorc puțin la Râșnov, chiar când gândeam concepte, tot timpul le-am gândit concepte integrate. Deci în țara asta nu trebuie să te uiți neapărat la capra vecinului, trebuie să-i dai ocazia și vecinului să se dezvolte. Nu văd de ce n-ar pune vreo barieră într-o formă sau alta, fiindcă dacă a trecut această lege, noi suntem într-o linie dreaptă. Iar eu cred că până la urmă, timpul va demonstra dacă noi vom lua din clienții dumnealor, dacă ei se vor orienta către alte piețe. Deci, până la urmă,
concurența de piață este binevenită în orice domeniu. Domnule președinte, cât ar costa, câți bani ar mai trebui practic pentru aeroportul Brașov ca să fie finalizat? Deci, dacă noi am investit, v-am spus la începutul acestei emisiuni, evaluarea este undeva la 54 de milioane de euro care este... Plus 24, nu? Plus 24 care sunt realizate. Deci undeva la 78 de milioane? La 78 de milioane. Noi astăzi deja avem o treime realizată, practic mai avem de rezolvat partea asta de două treimi. V-am spus, o mare parte din investiții noi le putem realiza, dar ulterior sunt și alte lucruri care în momentul în care putem face această concesiune și când acest aeroport va putea fi omologat și va obține autorizație de funcționare, noi putem să-l concesionăm. Ați avut o discuție cu reprezentanții primăriei Brașov. Rămâne cum s-a stabilit? Da, deci am stat de vorbă și de fiecare dată am avut o întâlnire, nu numai în perioada de practic, nu numai în perioada de campanie electorală, poate ne-ați văzut destul de des împreună. Mi s-a părut normal ca județul Brașov și municipalitatea să aibă o colaborare foarte strânsă pentru realizarea acestui obiectiv, fiindcă până la urmă este un obiectiv care este necesar tuturor. Nu cred că poate să se facă o diferență între județ și municipiu. Este foarte aproape de municipiu. Mare parte din beneficii vor fi pentru locuitorii și din municipiul Brașov, dar și din județ, cât și pentru județele învecinate. Și am văzut o deschidere din partea primarului George Scripcaru și a municipalității din Brașov că acest parteneriat să existe. Rămâne de văzut forma în care se poate face acest parteneriat, fiindcă clar, în urma acestei legi care a fost date, noi avem proprietate pe acest teren și ei neavând proprietate va trebui să găsim cadrul legal în care dumnealor să poată să investească pentru a nu avea ulterior probleme. Vor fi pașii următori, să înțeleg. Vor fi pașii următori, dar ceea ce aș vrea să înțeleg că nu stăm. Deci, practic, dacă săptămâna viitoare va veni proiectantul, vom discuta despre pregătirea și lansarea licitației pentru următoarele domenii pe care noi le-am stabilit că trebuie realizate pe aeroport. Despre spital, ca să încheiem cu aeroportul, despre spital, ce puteți spune? Am avut o discuție și am fost chiar am avut o discuție împreună cu primarul Brașovului și cu domnul Grigorescu, Dan Grigorescu, la ministrul Dan Voiculescu, la București. O discuție în care noi am tras următoarea concluzie. Va trebui să pregătim o suprafață de teren pe care trebuie să o destinăm pentru a realiza acest proiect important pentru Brașov. Este un proiect pe care astăzi cu siguranță nu ai o soluție de finanțare, fiindcă vedem că la nivelul țării, pe cele trei regiuni istorice, Moldova, Transilvania și Țara Românească, s-au stabilit trei locații. Convingerea mea este că banii din fonduri europene sunt foarte puțini. Nu vor reuși să realizeze acele spitale regionale doar cu acei bani. Vorbim de cei 300 de milioane de euro care sunt pe programul operațional regional. Practic, dacă aluci câte 100 de milioane, nu știu dacă poți să realizezi câte un spital regional, fiindcă costurile sunt mult mai mari. Dar noi nu intrăm în competiție cu dumnealor. Noi ne gândim să creăm un spital de urgență. Noi, din regiunea 7 Centru, județul Brașov, avem cea mai mare aglomerare urbană în această zonă. Nu întâmplător am fost declarat ca și pol de creștere. Fiind o zonă destul de centrală în care se poate ajunge ușor și din Covazna, și din Harghita, și din Sibiu, noi ne propunem să facem un spital de urgență. Având acest spital de urgențe, cred că putem să rezolvăm o mare parte din sistemul sanitar. Cum ne gândim să-l facem? Și cred că asta este principala preocupare. Deci, prima dată, pentru a putea avea și de a trece de la promisiuni și vorbe la fapte, trebuie să ai locația care să aibă această destinație.
Noi astăzi am făcut un demers la nivel guvernamental și încercăm să obținem încă 8 hectare de teren pentru a putea întregi acea suprafață care este destinată spitalului. În prezent am făcut încă o adresă către Ministerul Dezvoltării, căreia am adresat această solicitare pentru a obține o ordonanță de urgență, o ordonanță de urgență de guvern, și sperăm ca în acest mandat să primim această, să facă demersurile pentru realizarea acestei ordonanțe de guvern, ca ulterior să pregătim și legea. După ce avem acest perimetru care va primi destinația de spital de urgență, va trebui să trecem la identificări topografice, la tot ceea ce înseamnă partea de utilități și să realizăm un studiu de fezabilitate. Domnul ministru Vlad Voiculescu ne-a spus că există la nivel mondial conceptul acesta de a exista o implicare din partea mediului privat în aceste spitale. Cum se poate face lucrul acesta? Am înțeles că cel puțin în Turcia există un foarte mare interes pentru acest lucru. Investitorul vine, iar ulterior administrează acest bun. El intră în proprietatea județului Brașov, dar el îl administrează, iar județul trebuie să plătească o redevență. Dacă noi vom reuși să facem toate aceste demersuri legate de aeroport, iar în urma concesiunii acestui proiect, care va deveni operațional și este un proiect care până la urmă pe noi ne interesează să fie cât se poate de bine pus la punct, și cred că doar mediul privat îl poate pune, fiindcă s-a demonstrat că statul nu este tocmai cel mai bun gestionar, ci din contră mediul privat poate să facă lucrul acesta, putem să avem o redevență care noi o accesăm din acest proiect și putem să o îndreptăm către spital, și în felul acesta putem să realizăm și acest obiectiv, fiindcă dacă stăm să așteptăm și să ne gândim că vor exista programe la nivel național, eu sunt destul de sceptic. Oricât de multă influență va avea Brașovul la un moment dat, sunt foarte multe centre medicale la nivel național care au deja tradiție și care ar putea să o ia înaintea Brașovului. Dar eu cred că noi, prin forțe proprii, fiindcă ceea ce vă spun și despre aeroport, nu v-am spus nici 5 minute despre atragerea de fonduri europene, fiindcă nu există, da, și ar fi fost o capcană să vă spun acest lucru. Vorbim despre spital, vă mai întreb. Iar despre fonduri guvernamentale, sunt de asemenea sceptic că vor exista prioritizări în acest domeniu. Eu cred că din resursele noastre proprii, fiindcă așa m-am bazat permanent și în activitatea mea administrativă, să găsim aceste soluții de finanțare. Vă mai întreb, că tot vorbim vorba despre spital. Scurt, avem un județ însângerat, practic foarte, foarte multe accidente rutiere. S-a dublat numărul morților anul acesta. Ce face Consiliul Județean? Se poate implica într-un fel, pentru că e o problemă. Marea majoritate, dacă vorbim de accidente, nu am exact o statistică, știu că colegii mei de la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică au solicitat și au avut deseori întâlniri și cu colegii noștri de la Poliția Județului Brașov, în special de la Poliția Rutieră. Știu că s-au întâmplat foarte multe necazuri pe trecerile de pietoni. Ați văzut că există mult mai multe semnalizări. Dar din punctul meu de vedere, există mult mai multă siguranță în municipiul Brașov. Tot ceea ce înseamnă partea de drumuri naționale nu intră în gestiunea Consiliului Județean. Sunt de acord, adică de făcut poate niște adrese. Noi am făcut memorii și avem prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Brașov, care este funcțional și care este extrem de activă, au avut astfel de preocupări. Știu că i-au invitat și pe cei de la Compania Națională de Drumuri, CNADR-ul, și știu că au tot felul de solicitări referitor la semnalizări, referitor la, modernizarea sau modificarea anumitor zone, fiindcă sunt anumite zone, m-am înțeles că în zona Vlădenii, acolo s-au întâmplat mai multe accidente, și li s-a solicitat prin memorii și în scris de a se face toate acestea și de a se crea aceste reglementări. Eu vă mulțumesc tare mult, domnule Adrian Veștea. Emisiunea noastră se încheie acum. Vă doresc o seară frumoasă, vă așteptăm în continuare la emisiunile Mix TV și ne întâlnim vinerea viitoare. Mulțumesc. O seară frumoasă!